cum ați ajuns să colaborați cu Pandurii Târgu Jiu și ce vă propuneți în perioada următoare în relația cu clubul nostru? How did you come to collaborate with Pandurii Târgu Jiu and what are your objectives for the next period regarding this collaboration with the club? First, I'm happy to be here. Thank you so much for the club to give me opportunity to come here. Sunt fericit că sunt în această situație și mulțumesc clubului că mi-a dat această oportunitate. We have some chats with the coach, a lot of chat about football, and we came to explain me the situation here. Am vorbit foarte mult cu antrenorul și mi-a explicat situația care este aici în acest moment. And yeah, I was very excited for the project and the vision the coach had is the same like mine. Sunt entuziasmat în privința proiectului, iar viziunea antrenorului coincide cu a mea. So we start to build something. I send some player here first and the coach appreciate the player. Am început să construim ceva și am trimis deja un jucător aici pe care antrenorul apreciază. But regarding the situation, we need to change the vision because I think it's a lot of discussion with the federation to know which player we can register. Dar în privința viziunii, cred că trebuie să discutăm și cu cei de la federație să vedem exact care sunt jucătorii pe care îi putem aduce. And he was very honest with me, the coach. He told me everything clear. And now I have some idea for which project I can go ahead very quickly and which player we can bring him. Antrenorul a fost foarte sincer cu mine și acum știu exact ce fel de jucători pot aduce. And regarding the situation, I think the most important is to stay on the league because if we can talk about something, but we need to know exactly if we stay on the league or not. And after this, I have the request the coach need is like goalkeeper, defender and attacking midfield and striker. Adică cel mai important obiectiv este acela de a rămâne în Liga a doua. Din ce am discutat cu antrenorul, este nevoie de un portar, un fundaș, un mijlocaș ofensiv și un atacant. And yeah, today one player arrived, ex-player from Tottenham and Leitonaria, and Friday goalkeeper from PSV, like the age we can register because we cannot do anything for another age. A venit deja un jucător care a evoluat în trecut la Tottenham și Leighton Orient și urmează să vină vineri un portar care a fost la PSV pe vârsta care trebuie să o aibă. And of course the coach is the main guys. He tell me what he wants and I send him some profile and he make the decision, sportive decision. Nobody will make another decision, only the coach, sportive coach. So this is the way we work. Say to me, will I want this kind of player, this kind of position? I give him some list for three different players, and the coach said, okay, this I want to see him in Pandurii. This is the way we work. It's very easy. Felul în care colaborăm este următorul. Antrenorul îmi spune pe ce post are nevoie de un jucător. Eu îi prezint o listă cu trei jucători care pot evolua acolo, dar antrenorul este cel care ia decizia asupra celor care vin aici. Yeah, so let's make it easy. I'm very simple guys and work hard guys. And I know the club is a very historic club. They play in Europe and with this quality we cannot go down. And we are ambitious. This is the most important, I think. Știu istoricul clubului, știu că a jucat în cupele europene, suntem ambițioși în acest moment și cu jucătorii pe care îi vom aduce aici, cred că nu vom retrograda. It's not because the situation is about difficult, we cannot be ambitious. This is completely different. Suntem ambițioși chiar dacă situația este dificilă. Știți totuși că este nevoie de o minune ca Pandurii să se salveze anul acesta. You do realize it takes a miracle for Pandurii not to relegate this year. Given the situation in the standings, it would take a miracle not to go down. We never know in football. Every game is a game. It's still a lot of game. So you cannot say we go down or not. We need to play the game, and I believe on the coach, and I think he believe on the player we will put on the team.
Am să știu niciodată în fotbal, mai sunt destule meciuri de jucat, am încredere în antrenor, antrenorul trebuie să aibă încredere în jucători și putem să ne salvăm. Ați mai colaborat cu echipe din România? Have you collaborated with other teams from Romania in the past? Yeah. Yeah, I know very well the country, I know very well the competition in Division 2, in Division 1. So yeah, I have a good experience in Romania, yeah. Am o experiență în România, cunosc foarte bine competiția, atât Liga 2 cât și Liga 1. Ne puteți spune, nu știu, nume de jucători pe care l-ați reprezentat sau pe care l-ați adus în România, în ligile acestea? Can you give us an example of a player you brought here to Romania from the first or second league? No, the most is from the first league, Musa Sanu. I brought him from Poliashi. It was difficult for him, yeah, but I'm the man taking from PSV to come in Poliashi. Umar Diakite in Sepsi, Sepsi Og. The situation was about the, a bit difficult. You know the French player playing Botoșani, Ogenda. I'm the man. I bring him with one agent, Anna Podan, and another collaborator in Italian. So yeah, this is the main transfer. I think Ogenda played very well because nobody believed on him, but I know him since he was in PSV. This is kind of player can we need to bring in. In Panduri, with good formation, maybe the way was very difficult, but when he come in play and the coach give him confidence, it's easy after to go up or to sub, because the project is to bring young player, because the coach need to work like to work with young player. Da, proiectul presupune să aducem jucători tineri, antrenorului îi place să joace cu jucători tineri. A dat câteva exemple, Musa Sano, pe care l-a dus la Poliaș și un jucător la Sepsi Diakite. Yeah. Și, desigur, Ngenda, care joacă la FC Botoșan, pe care l-a adus de la PSV Eindhoven în colaborare cu Ana Maria Prodan. Le-a fost dificil acestor jucători la început aici, în România, dar pentru faptul că antrenorul le-a dat încredere, au reușit să se impună. Cam acesta este nivelul jucătorilor pe care dorește să le aducă și la Panduri pentru ca echipa să aibă rezultate. Nu puteți spune numele jucătorului care a venit acum? Can you tell us the name of the player that has already arrived? Yeah. We have a lot of the list because it's the first time I'm here. I need to sit down with the coach because on the phone and in the real life is completely different. We need to take the time to watch all the players we have on the list in Y-Scout. And when the coach makes decision, we will know the best people and everything. We know very quickly. But yet, it's David, one attacking midfielder. He arrived today. He's on the outside already. I think he will train in afternoon. But because we have a lot of work. It's a four position the coach wants. And we need to sit down to watch the player on Y-Scout, and when the coach say, okay, green light for here, 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 we bring the player. Da, este vorba de David, un mijlocaș ofensiv care a ajuns deja la hotel, probabil se va și antrena în această amiază cu echipa. Trebuie acum să stau de vorbă cu antrenorul, pentru că una este să vorbim la telefon și alta este față în față, să analizăm exact care sunt jucătorii pe care îi avem în rețeaua noastră de scouting, pentru că e vorba de patru poziții pe care antrenorul vrea să le acopere și trebuie să analizăm ca să luăm cele mai bune decizii.